Ce casă prostească! Sigur e făcută de Joana. Nici nu trebuie să mă agit prea tare. Joana, ce pot să zic? Nici nu pot să te super pe el. Pupulețule, te rog, dă mie terenul ăsta. În locul casei de paie o să înalți un hipermarket în care să se înghesuie toate animalele pădurii. Te rog, ai, te rog. Of, scufițo, bine, bine, dar acum lasă-mă că trebuie să-i prind pe purcelușii ăștia obraznici. În ritmul ăsta, în 10 minute ai terminat, lupule. E, nu vă temeți, fraților. Vereștul m-a asigurat că bețele lui rezistă. Deschideți purcelușilor! Marș de aici, lupnețătul. E, să-ți fie rușine, carnivorule. O să vă fac jamboane, cârnați și jumări. O să ne plângem la Bruxelles, la UNU, la NATO, lup agresor. Hai, mă, purcelușilor, nu o luați și voi chiar așa. În fond, sunt lup, ce pot să fac? Uneori mai ies și eu din fire. Mai bine ați deschide frumușel ușa să vă spună nenea lup o povestioară. Ui, ui, să fugim, să fugim. Ui, ui. Lupuleț, stai puțin. Stai să-ți arăt ceva. Terenul ăsta se potrivește la fix pentru un ansamblu hotelier. Uite, aici o să fie piscina, aici jacuzzi. Dacă nu eram eu prim purceluș ca să pun ceva tărâțe deoparte pentru zile negre, acum ne căuta lupul cel rău pe la slăninuse. Dar ești sigur că o să reziste casa? N-o să dărâm lupul cel rău? Mi-e frică, mi-e frică! Mircea, nu mai plânge tu, purceluș. Uite lupul cel rău pe monitor de supraveghere. Nu poate să dărâmă ușa la noi. Cine se teme de lupul cel rău, lupul cel rău, lupul cel rău? Cine se teme de lupul cel rău, lupul cel rău? Cine se teme de lupul cel rău, lupul cel rău, lupul cel rău? Cine se teme de lupul cel rău, lupul cel rău? Of, 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 sărăcuța bătrânică, trebuie să o ajut. În fond, sunt un porceluș social-democrat. Ioi, tu, Mircea, hai să o ajutăm. Ioi, și ce seamănă cu bunicuța Iliescu? Nici gând, e casa mea și eu sunt liberal, fiecare pe cont propriu. Ce, e vina mea că ninge afară? Doar nu o să le fac acum hotel la toți care nu au case. Taci din gură, măi, Călina, ca și noi te-am ținut în cârcă atâta timp. Bătrânica o să dormă în pătuțurile noastre. Gata, mamaie, nu mai plânge. Acum ești salvată de noi, PSD-ul. Tot noi ți-am mărit și pensia. Mircea, nici acum nu poți să te abții să faci propaganda electorală. Spune, bunicu, să-ți aducem o cană cu ce ai fierbinte. Mai bine un paharel cu whisky rece. Eu, iștene. Asta nu-i bunicuța, asta e lupul. Numai el bea whisky în pădurea asta. Căline, prietenul la nevoie se cunoaște. Și tu m-ai scos din gura lui Macovei. Acum a venit rândul meu să te scot și eu din gura lupului cel rău. Mulțumim, Dinule! Dinu! 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 Am vorbit și cu Vereștoi și cu Hrebenciuc. Nu mai avem ce scoate din pădurea asta. Gata! Să se spele lupul cel rău cu ea pe cap. Păi, cum și ce o să facem? Unde o să mergem? Vă iau cu mine în Kazahstan. Înființăm acolo coaliția petroliberală și formăm guvernul Tăriceanu III. Ura! Ura! Trăiască Kazahstanul!
Uite, Dragoș, în fond nu asta vroiam? Să plece dracului din pădurea noastră. Da, dar puțin sânge nu strică. Eu pe cine mai fugăresc acum? Cum pe cine? Lupulețul meu? Pe mine. Prinde-mă! Hai, lupulețule! Te-am prins, cupițo! Ce o să-ți facă ție lupul cel rău acum? O să... Lupulețul nebunule, o să... Mă gândesc... Ce mă enervează?